crezi că este legată de COVID, vaccinarea COVID? Da. Regret că m-am vaccinat de COVID. După 2-3 ani, nu mai știu cât au trecut. Regret că m-am vaccinat de COVID. O să spun și de ce. Sunt foarte mulți oameni care au ales să se vaccineze, fie că nu aveau voie să călătorească și sunt disperați după călătorit vacanță, că n-au altceva mai interesant de făcut în viața lor. Eu m-am vaccinat să pot călători în România pentru a-mi vedea părinții, respectiv mama care era grav bolnavă. Pe atunci, între timp, nu mai este. Și da, am fost într-o vacanță de vreo lună în România în 2021, vara lui 2021. Și am mai fost de câteva ori în perioada aceea și am folosit carnetul de vaccinare, cred, sau nici nu mai știu. Ideea este că regret că m-am vaccinat de COVID. Am făcut-o din impuls, puteam să mă testez ca să călătoresc, chiar dacă costa foarte mult. Și de ce regret acest lucru? Slavă Domnului, nu mi-am vaccinat copilul, măcar atâta inteligență am avut, dar eu sunt vaccinată de 3 ori, de 2 ori cu Pfizer, o dată cu Moderna. Și am spus motivul. Motivul a fost unul impulsiv. Puteam să mai aștept, puteam să mă testez dacă chiar aveam nevoie să călătoresc. Ideea e așa. Acest vaccin nu a fost suficient testat până să fie folosit pe noi. Cred că noi suntem pe post de cobai pentru acest vaccin. E posibil ca foarte mulți dintre noi nici să nu fi fost vaccinați cu adevărat, ci să fi avut ser fiziologic sau ceva, doar ca să-și vândă ăștia din farma dozele sau cineva să spele niște bani. Repet, este strict părerea mea, nu vreau conflicte cu nimeni, însă cred că nimeni nu poate să argumenteze că vaccinul ăsta chiar ne face bine. La multe vaccinuri, efectele se văd în zeci de ani, nu se văd imediat. Acum, de ce? Ați văzut, ați citit, sunt foarte multe cazuri care de procese, cazuri medicale grave apărute subit în ultimii ani, oameni care mor, care nu aveau neapărat boli mortale, dar combinate cu acest vaccin sau cu urmările bolii COVID, mor sau au diverse complicații. Da? Mă gândesc cum să argumentez mai bine. De fapt, nu trebuie să argumentez, cum să explic punctul meu de vedere, pentru a fi înțeleasă corespunzător. Cum am mai spus, acest vaccin nu a fost testat suficient încât să fie aplicat în masă pe toată populația globului. Urmările nu le vedem imediat, le vedem în timp și se manifestă diferit de la o persoană la alta, în funcție de ce boli mai avem și ce istoric medical și genetică și așa mai departe. Nu sunt medic, sunt o persoană dusă pe la școală care mai și citește. Poate nu tot ce spun eu este corect. Însă ce am observat pe corpul meu? În urmă cu 2 ani, au început să-mi apară niște amorțeli ciudate în corp. Amorțeli pe care le-am investigat pe toate părțile, din punct de vedere endocrinologic. Am fost la medicină nucleară, am fost la neurolog. Mă trezesc în fiecare dimineață cu tălpile amorțite și aveam și mâinile amorțite.
căutând simptomele pe internet, în prima fază te sperii pentru că pot fi diverse boli autoimune, de la tiroidă Hashimoto până la scleroză multiplă. Așadar, am luat treaba în serios și am fost și m-am investigat pe toate părțile, cum ziceam. Neurologii, cei doi neurologi la care am fost, au găsit că nu am nicio boală neurologică, ceea ce a fost mai liniștitor pentru mine, dar sunt genul care nu se lasă până nu are un diagnostic. Dacă eu îmi cunosc corpul și am inteligența necesară încât să știu că ceva nu e în regulă cu corpul meu, da? Sau e în neregulă, ca să nu fac și eu negații precum Dana Budeanu. Ideea e așa că mi s-au făcut diverse teste, mi s-a zis că nu am boli neurologice și că aș fi foarte stresată. Asta cu stresul este explicația medicilor care nu știu ce să mai zică. Și tot din experiență o spun, am fost la, în fine, la o ginecologă când am ajuns aici în Germania la întâmplare, care îmi zicea că eu sângerez, că sunt stresată. Ea neștiind să interpreteze imagistic faptul că eu aveam un chist, da, de 6, nu mai știu câți centimetri, pe care l-a găsit alt medic. Dar explicația ei că sângeram a fost că sunt stresată. Și cam așa și cu medici. În general, când nu au o explicație sau nu pot pune un diagnostic, e stresul. Ok, sunt de acord că poate fi și stresul, dar cât de stresată sunt încât să mă trezesc zilnic cu tălpile amorțite când mă dau jos din pat. Nu am nicio problemă la coloană, nu am nicio boală neurologică, nu am nicio problemă cu tiroida. Da, deci multe chestii nejustificate. Sunt foarte multe cazuri, dacă citiți, care au diverse complicații medicale în ultimii ani. Oameni tineri, oameni fără probleme de sănătate, probleme apărute subit, peste noapte. Da? Nu vreau să zic mai mult. Sunt foarte mulți oameni care s-au vaccinat cu forța, de frică să nu-și piardă joburile, pentru că nu erau primiți în spitale, personal medical, în fabrici, și așa mai departe. Sunt la fel foarte mulți medici sau personal medical care s-au vaccinat cu placebo sau nici măcar s-au vaccinat doar în certificatul de vaccinare, carnetul de vaccinare și au aruncat dozele. Da? Sunt foarte mulți care au transformat asta în business și vaccinau ilegal toți disperații care voiau să călătorească sau înainte să le vină ordinea, inventând diverse priorități. Na, și eu m-am grăbit să-mi vaccinez părinții. Nu știu dacă a fost bine sau nu. Efectiv, eram disperată să nu pățească ceva mai grav decât aveau sau au. Dar, repet, nu știu dacă a fost cea mai inteligentă decizie pe care am luat-o în viața mea. Și, în fine, o să trăiesc cu multe regrete după această decizie. Sau după aceste decizii, pentru că m-am vaccinat de 3 ori, da? Da, nu știu. Deci, regret că m-am vaccinat și am spus de ce. Nu știm în timp care sunt urmările. Eu văd pe corpul meu urmările pe termen scurt și mediu, urmări nejustificate medical, da? Și cred că nu sunt singura care observă diverse chestii. Asta este părerea mea și mi-o susțin. Pe viitor, nu voi mai face astfel de decizii
impulsive, negândite, neanalizate, nu voi mai merge cu valul de oi. O să încerc să-mi ascult instinctul și să nu mă las influențată de părerile celorlalți. Cam atât, pupici!